Este o carte nouă, dar este o, o, și o experiență absolut uh, inedită. Eu zic că și cartea în sine este inedită, pentru că această carte cuprinde în primul rând o poveste, prima mea poveste pe care am scris-o pentru copii. A scrie literatură de copii este înfiorător de greu. E, e și o carte simbolică cu conotații horrorului, este în ghilimele. Este o realitate de groază în care, din păcate, continuăm să trăim și acum.